Bun venit la un nou episod pe canal, de data aceasta suntem înapoi pe The Crew 2, știu că nu am mai postat foarte mult, așa că dacă vă era dor de acest joculeț, astăzi este ziua perfectă. Bun, o să facem noi Flip It, cum am făcut acum ceva timp, în care luăm mașini și le modificăm într-un mod mai bizar, să zicem așa, și vom face teste cu ele, cu cele mai bune piese și cu cele mai slabe piese, și pe partea de vizual, cum am zis, le vom face foarte ciudate. Avem aici ceva mașină care mie de la spate mi se pare un Porsche Panamera pe super steroizi, dar arată bine și fuge groaznic de tare. Gata. Haideți să vedem următoarea, nu, ultima dată am rămas noi să facem cu... Hai să... Le avem oricum, le avem bifate, cam să le iau în funcție de cum sunt aici, știi? Și ia să vedem unde aici avem, ok, avem, am făcut cu astea, am făcut cu hammer-ul, l-am într-o veselie pe acolo, mi se pare. De ce nu le arată modificate aici sau nu mi le arată exact cum le am eu? Da, nu le arată exact cum le am eu făcute. Ăsta ba chiar cred că e ceva cu Gucci pe el. Deci următoarea mașină practic ar fi Chevrolet Impala din 67. Mașina asta mi-a plăcut foarte mult în The Crew 1, știu că o puteai cumpăra doar la PES ceva. Și îmi plăcea atât de mult mașinuța asta din cauza unui serial supernatural, mamă, nu, strici cu jantele alea. Astea și ea sunt foarte frumoase pe ea. Și am zis, băi, trebuie să am mașina asta, știi? Și chiar băgasem 5 euro să-mi cumpăr mașina asta. Era genială, oricum mașina e genială, oricum mai dau cu ea. Bun, hai să-i dăm un test de viteză. Să vedem aici interiorul frumos, așa cum ne place nouă, simplu. Bine, îmi place mie. Adică sunt două praguri în mare parte. Ori e așa, ori e full high-tech, știi? Adică nu variantă de mijloc. Alea de mijloc parcă sunt ciudățele. Bun. Bă, ce frumos se aude. Ce frumos se aude. Haideți să-i dăm un speed test așa și după să vedem caii, câți cai are, cât tot pe acolo să o modificăm noi. O să-i dăm pe șoseaua asta, e destul de lungă. Dreaptă nu prea e ea, dar pierdem doar puțin aici. Sau mai mult. Avem și nos direct echipat. Prinde destul de greu. Nu avem ce să... Bine, nu are nicio modificare. Ce-mi place mie la jocul ăsta foarte mult și de care ideea cu seria asta Flip It, să vedem mașinile, potențialul lor. De ce zic? O mașină de început poate ajunge până la 1100 de cai putere. O mașină de început concurez cu Lamborghini cot la cot. Sau mai știu ce alte mașini. Asta mi se pare foarte tare. Poți să ai o mașină de 70.000, cum e și asta, și concurezi cu mașini de 400-500.000. Mie mi se pare genial. Uite, deci avem 214 top speed, 194 trepte. Ok, hai să ne oprim noi aici frumos. Am luat bicicleta ăla. Așa, bun. Hai să vedem. Deci prima oară facem un schimb rapid de piese. O să mergem noi la GTR-ul nostru și o să luăm piesele. Uite, asta. Și să... Bă, da, eu mai aveam un Chevrolet Impala Lowrider, ok. Și să vedem unde e. Ah, da, mă, și ăsta, uite, trebuie să-l facem. Astea sunt făcute deja de mine, dar cum am zis, nu fără dar, cum am zis, sunt... Ia uite-le. Uite-le, astea sunt de la Flippy de trecut. Le facem cât mai dubioase, știi? Adică să vedem ce iese din ele. Bun, hai să ne punem noi aici. Switch. Ah, ok, gata. Bun. Avem 938 de cai. 938 de cai cu cele mai bune piese. Mai puțin cauciucuri. N-avem aurii, n-avem cauciucuri. Aurii, gold, nu știu. Mai există mai sus acum de 280? Nu, cu astea Street Racing 280 au maxim. Sunt mai sus, mi se pare, la alealt. Hai să vedem cum se modifică sau nu. Prima oară hai să-i facem un speed test, da? Să vedem care-i treaba cu ea acum. Mamă, nu se compară. Bă, mi se pare, mi s-au și ridicat-o. Bă, dar nu-i neagră, nu-i negru? Fii atent, are o reflexie de așa de maro, nu? Sau nu știu, eu văd maro, frate. Lăsați în comentarii voi cum o vedeți. Parcă e maro așa puțin. Avem șoseaua asta destul de lungă. Haideți să-i dăm aici.
Ce pleacă nebuna. Deși avem 200. 240, 260 și dăm nos. 300, 330. Și frânează. Frânează frumos. Mamă, se duce groaznic, se duce groaznic de bine. Haideți să facem la performanță, nu la performanță, la vizual, pardon. Mai avem bani să adunăm vizual, 40.000. Perfect, hai să vedem. HUD avem aici. Deci, repet, nu o fac cu bun gust. Seria aceasta este vorba de mașini ciudate, ok? Deci nu o vom face cu bun gust. Nu vă așteptați să iasă ceva de bun gust. O să iasă ceva, așa, ceva. Carbon, să mergem pe carbon. Mergem pe carbon, vericule. Carbon, frumos. Să-i scoatem farurile. Mamă, asta arată frumos. Lipo la jos acolo, e foarte frumos. Mamă, niciun caz. Asta mi-a trezit așa o chestie în mine. Ca și cum, bă, nu. Dar cam asta trebuie să pui aici, știi? La seria asta trebuie să... Ăla care ți-e așa, mamă, bă, nu? Ăla trebuie să-l pui. Ăsta așa, fii atent, ăsta așa. Și cu să n-ai faruri. Fender. Mă, nu prea sunt eu fan body kit, dar... na. Roți. Roțile la final, să vedem ce cum ne pică. Băi, strici toată, tot farme. Cum dacă îi pui oglinzi de-astea? Îi strici tot farme cu oglinzile alea, praguri. Mamă, le-ați făsut? Mamă, dar uite-le pe astea de iese acolo. Bă, astea arată bine, astea arată genial, astea arată oribil. Let's go! Rear fender, da. Ia să vedem spate, rear wing. Te rog, nu ceva ori și firma. Uite cum arată. Bă, nu, uite, în cazul ăsta o să facem o... Mamă, stai puțin că e mai rău. E mai rău. Bine, ăsta e de drag race. Ăsta e de... Pauliu. Normal aș fi lăsat-o așa. Maxim ăsta. Rear bumper. Dacă îmi pune și roată de aia, să mă ridic în două roți, am înnebunit. Ok, nice. Ia să vedem evacuările pe mijloc, ăsta are și diffuser, fii atent. Stopuri, astea și aici, nebun, zici că e ăla de pui sare și piper. Ia să vedem interiorul, mamă, bă, interiorul, da. Interiorul frumos. Interiorul facem frumos, facem roșu. Full roșu, n-ai cum să dai cu el. Lucios? Nelucios? Lucios. Inserțiile. Băi, băiete, aici suntem full racing, mă, mergem carbon. Bun, hai să vedem jantele. Jențile, cum asta zice. Bă, nu știu ce am putea noi pune. Uite, astea așa parcă, adică să-i păstrez puțin și ideea ei, sau măcar un... Babă, deci când zic mamă, alea trebuie să le punem, cred că. Nu, uite-le pe astea. Bă, stai, se mai vede capacul ăsta la roată. Nu, pe față le ținem mici. Pe spate, frate, le punem... Ia uite-le. Așa, nici prea mărcă, erau ciudate. Ia un cum arată mașina noastră. Și găsim și de asta. Bă, stai mă puțin, că până la urmă noi am transformat-o într-o bestie. Mă, stai puțin, că chiar n-arată rău. Bă, stai, noi, ha-hi-hi, ha-ha-ha. Și uite ce bine arată. Mie nu-mi vine să cred. Mamă, și cu dalea negre, ai... Nu-mi vine să cred că există așa ceva. Da, ești nebun. Sunt fan Cars, îmi plac mult. Am 40 de ani și mă uit la Cars. Haide, stai că nu e gata. Eu ce tare arată, nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred. Da, așa că punem și aici, mamă, dar mi-a schimbat balonul la cauciucă. Oh, da. Da, îți dai seama, smoke tires. Mamă, cum arată. Și nitro. Îi punem... Ce-s luminile astea, frate? Mie nu-mi vine să cred. Pauleu, ce avem aici? Fii atent. Window tints. Stai ce să tints. Nu, ăla niciun caz. Voi fi o extra, dar nici în cazul acesta. Uite-o cum arată. Dacă zic, bă, e tare, e cea mai frumoasă mașină, dar am făcut-o până acum la Flipit. Ce caterincă e.
Ce caterincă e. Stai, mă, am evacuări și în față. Mamă, funcționează toate. Funcționează toate evacuările. Ce zici, băiete, de mașina asta? Băi, e tare, mă. 10 din 10. De acum o să le dăm și note. 10 din 10 e mașina asta. Deci am un zâmbet prostesc pe față de când am văzut colantul ăsta pe ea. Tatuajele astea, stickere, ce sunt. Șofer adevărat, da, una, l-am lovit pe Bumblebee ăsta, cum îl cheamă. Pe aici, așa. Și s-au băgat multe lucruri noi, o să ne și jucăm, ne reîntoarcem la seria de The Crew 2. Pentru că s-au băgat heisturi, s-au băgat ceva nebunie acum și o să le facem, îți dai seama. 330, 340, 300, zbor, nu zbor. Bam. Ia cum e interiorul, vezi ceva? Vezi, nu vezi. Mamă! A fost cât pe aici? Cât pe ce? 300, 370. Gonesc în oraș. Haide, 370. Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Lasă așa, ne mulțumim cu 370. Am ajuns aici la piramida. Ok, ups. Ups. Mergi. Da, mă, e genială, mă, îmi place. Băi, fuge, mă, uite, mașina la 70.000. Cât de bine se modifică, bine. Noi am exagerat așa, ne-am dus la cateringă. Dar asta e ideea seriei, să o facem cât mai bizară. Mă, ce-s cu oamenii ăștia aici? Dar uite-te și tu, mașina la 70.000 fuge de mănâncă nori. Ce zice, mă? Drivers wanted. Diamond. Da, mă, frate, nu mă bag, nu-i treaba mea. Eu sunt aici, Bumblebee. Da, îmi vine și că nu-i Bumblebee, dar n-am idee. Taxiuși, ne vedem data viitoare! Pa, pam!